Pace, frați și sorori, vă rog să deschideți la Cuvântul Domnului, la Evanghelia după Ioan, la sfârșitul Evangheliei, capitolul 21. Vom citi câteva versete de la versetul 1. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiade. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâine și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Suntem în perioada aceasta după Paști și înainte de Înălțare și comemorăm perioada în care și ucenicii, apostolii Domnului, erau în aceeași situație după învierea Domnului Iisus, însă înainte ca Domnul Iisus să se înalțe. Și în perioada aceasta Domnul Iisus are grijă de ei și face o lucrare specială, o lucrare de tranziție. Pentru o vreme a fost cu ei și intraseră cumva într-o rutină. Credeau, cel puțin credeau, că știu la ce să se aștepte. Știau ce învață Domnul Iisus. Domnul Iisus avea grijă de ei, să aibă ce să mănânce, unde să doarmă. Le spunea în ce direcție să meargă și acum Domnul Iisus era cu ei câteodată și mai mult nu era, cel puțin în corp. Și se făcuse o schimbare foarte mare. Erau debusolați, dezorientați. Chiar atunci când îl vedeau pe Domnul Iisus înviat și aveau dovezi de netăgăduit că este El, în mintea lor se nășteau gânduri din acestea de trouble. They were troubled and doubtful. Erau câteodată plini de îndoială. Și acum Domnul Iisus li se arată de multe ori ca să-i pregătească pentru lucrarea pe care trebuia să o facă după înălțarea Domnului Iisus și coborârea Duhului Sfânt. Acesta este, cred eu, rostul capitolului 21 din Evanghelia după Ioan. Unii s-au întrebat, am citit comentarii și unii zic, capitolul 21 este o adăugare târzie la Evanghelie. Că Evanghelia așa se termină natural la sfârșitul capitolului 20, versetele 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Așa e că se potrivește amin după versetul 30. Și iar o ia de la capăt, iar o ia cu 21, versetul 1 și așa mai departe. Unii cred că altcineva s-a gândit, ia să mai pun eu ceva și să zic că este
Evanghelia după Ioan. Alții zic, nu Ioan a scris asta, dar mai târziu. Eu cred că este o continuare naturală a Evangheliei, pentru că așa continuă, așa sunt scrise toate Evangheliile. La sfârșit ne este relatată învierea Domnului Iisus, apoi arătările Domnului Iisus și apoi misiunea în care Domnul Iisus îi trimite pe ucenicii săi. Și Domnul Iisus face așa cu ucenicii lui și toți evangheliștii înregistrează lucrul acesta, inclusiv evanghelistul Ioan. Capitolul 21 vorbește despre relația Domnului Iisus cu ucenicii săi după învierea sa. Și lucrul acesta cred eu că se extinde cu toți ucenicii lui după învierea lui până în ziua aceasta. Și sunt mai multe lucruri în textul pe care l-am citit și vom vorbi despre atâtea cât putem să acoperim în timpul pe care îl avem. Nu ne grăbește nimeni și am vrea să facem toate lucrurile bine. Și vreau să privim la întâia acțiune pe care o face Domnul Iisus și la răspunsul pe care acțiunea aceasta îl cere din partea ucenicilor. Mi-am pregătit trei acțiuni ale Domnului Iisus și răspunsul care este de așteptat din partea ucenicilor. Și întâi de toate este evident că Domnul Iisus slujește ucenicilor săi. Așa-i? Domnul Iisus pune fundamentul a tot ceea ce avea să urmeze de aici înainte. În puține zile Domnul Iisus avea să le încredințeze misiunea mare de a evangheliza pământul, toate neamurile și îi trimite Domnul Iisus ca pe niște miei în mijlocul lupilor să cucerească lumea. Cum aveau să meargă? Dacă cineva mi-ar zice mie și n-aș ști ce știu, du-te să cucerești lumea. You're kidding. Așa-i? Domnul Iisus însă le dă motive să creadă că lucrarea aceasta este a lor și că o vor face nu prin puterea lor, ci prin puterea celui ce îi trimite. E imposibil să nu vedem în episodul acesta, la încheierea, către încheierea lucrării Domnului Iisus, similaritatea pe care o are cu practic același episod la începerea lucrării Domnului Iisus, așa-i? Când își chema Domnul Iisus ucenicii, a mai mers odată și i-a întrebat, ați prins ceva? Petru zice, n-am prins nimica. Aruncați în partea dreaptă. Și începeau să se scufunde bărcile, corăbioarele de mulțimea peștilor. Atunci Petru a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Ce a învățat Petru atunci? A învățat că ce zice Domnul Iisus se împlinește. Și a mai învățat ceva. Știți care a fost concluzia întâlnirii aceleia? Pescuirea minunată. Știți care a fost concluzia? Nu te teme, am să te fac pescar de oameni. Petru avea nevoie să vadă lecția aceasta că Domnul Iisus îi dă o misiune și că Domnul Iisus are să aibă grijă și de împlinirea misiunii acesteia. Că nu mergem în nicio lucrare și în nicio misiune și în nicio zi din viața noastră fără să fim sub protecția și fără să beneficiem de ajutorul Domnului Iisus. Erau acolo oameni care știau să prindă pește. Domnul Iisus le arată că numai prin grija Lui trăiesc și prin grija Lui vor duce la îndeplinire misiunea pe care o să le va încredința. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Asta avea să le spună Domnul Iisus în câteva zile. Înainte ca să le spună lucrul acesta, le-a dat o dovadă că este într-adevăr așa. Domnul Iisus în întâlnirea aceasta nu le spune, ci le demonstrează.
în acțiuni concrete. Care sunt acțiunile concrete ale Domnului Iisus? Le dă pește să prindă după ce s-au trudit toată noaptea fără să reușească ceva. Le pregătește mâncare și îi servește la masă. Acum, părerile sunt împărțite cu privire la de ce n-au prins pește toată noaptea. Unii zic, așa le trebuie, pentru că Domnul Iisus le-a spus să se ducă și să aștepte și ei n-au ascultat, s-au dus să prindă pește. Alții zic, asta era meseria lor, Domnul Iisus nu era acolo, ce să facă oamenii să... Nu trebuia să mănânce, trebuia să mănânce. Și părerea mea este că au făcut bine. Biblia nu ne spune nici de bine, nici de rău. Nu cred că au păcătuit, mrejele lor goale nu erau rezultatul păcatului. Cred eu că situația aceasta era una similară cu aceea a omului care s-a născut orb. Ucenicii l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit de s-a născut omul acesta orb, el sau părinții lui? Și ce le spune Domnul Iisus? N-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el slava lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu. Și cred că noaptea aceea ucenicii n-au prins pește pentru ca să învețe o lecție, pentru ca să se arate puterea Domnului Iisus și să se arate grija Domnului Iisus față de ei. Domnul Iisus are grijă de ucenicii lui și le slujește după învierea lui, așa cum a făcut și înainte de moartea și învierea lui. Domnul Iisus, observați, știe unde sunt. I-a găsit, așa-i? Vă închipuiți că s-a dus, măi, le-am spus să aștepte în casa asta, bate la ușă și nu-i nimeni. Oare unde or fi? Nu. A știut unde sunt. A știut... Și cât pește au prins? Credeți că i-a întrebat pentru că n-a știut? I-a întrebat pentru ca să mai spun o dată, să mai zică răspunsul acesta, să-l apese și să-l facă foarte evident și clar în mințile lor. Ce răspuns trist. Copii, aveți ceva de mâncare? Nu. Cred că trebuia să dea răspunsul acesta. Trebuia să audă întrebarea aceasta și să dea răspunsul acesta. Trebuia să ajungă la momentul la care să zică nu avem nici o fădimitură de mâncare, nimic. Pentru că apoi să vadă ce poate să facă Domnul Iisus. Și că Domnul Iisus poate să-i hrănească și fără contribuția lor. Dar Domnul Iisus umple și mrejile lor și Domnul Iisus îi servește la masă. Vă închipuiți cum a venit? Obosiți, nedormiți, dezamăgiți, înfrigurați, că era de dimineață și erau și uzi. Și au stat acolo, s-au așezat și a venit Domnul Iisus și i-a servit la masă. Ce lecție, așa-i? Ce lecție! Și e important și pentru noi să ajungem, să înțelegem că nu putem face nimic despărțiți de Domnul Iisus. Numărul 1 și numărul 2, că Domnul Iisus are grijă de noi. Domnul Iisus are grijă de toți ucenicii Lui și are grijă de noi. Am auzit o poveste adevărată, mai mult, eu știu foarte multe povești, îmi place să spun povești, dar sunt adevărate. Sunt adevărate. Era un frate păstor în România, la țară, prin anii 1960, dacă știți dumneavoastră ce era pe atunci. Unii dintre dumneavoastră știți. Era numai bine, se așezase tare regimul comunist și pastorii erau nu cei mai bine văzuți în vremea aceea și fratele ăsta avea o familie, avea trei copii, erau mititei așa
Și într-o zi a venit unul din copii, fetița cea mai mare, și a zis: tată, îmi dai o bucată de pâine. Iar cine a crescut în vremea în care am crescut eu, știți că we snacked on bread. There were no chips. Nothing. Pâine. We had bread. So am mâncat. Pâinea era, dacă ați vizitat România, acum vorbesc pentru americanii ăștia care sunt ai noștri. Pâinea este baza mâncării în România. Noi mâncăm pâine cu ceva, dar întotdeauna pâine. Și multă pâine, cât avem. Fratele ăsta a mai avea o bucată de pâine. Una, o bucată de pâine. Și a venit fetița și a zis: tată, ticule, îmi dai o bucată de pâine. Și a dat bucată de pâine și când s-au... i-a tăiat și n-a mai rămas decât coaja. Știți? Și ea era dezghețată așa, mărișoară, și zice: ticule, dar dacă mai vin, dacă mi se face iară foame și vin să-mi dai, de unde mai îmi dai? Și a trimis-o la joacă: ia du-te tu la joacă, nu mai, n-ai tu grijă că am... Dar după ce a trimis-o pe ea la joacă, că s-a dus și a plâns pe genunchi înaintea Domnului. Și înainte ca să vină copiii iarăși să ceară pâine, cineva le-a adus 5 pâini. Erau 5 în familie, părinții și 3 copii. Cineva le-a adus 5 pâini. Dar a ajuns la momentul acela în care, ca și ucenicii la Marea Tiberiadei, a trebuit să zică: nu, nu mai este, nu mai avem. Și acum ne ajungem toți acolo, frați și surori, sunt trecut de o anumită vârstă și încă n-am ajuns să n-am o bucată de pâine. Dar sunt, au fost și mai sunt oameni care ajung așa, să n-aibă o bucată de pâine, să n-aibă ce pune pe masă acum. Dumnezeu se îngrijește să dea, să îmbrace crinii și să hrănească vrăbiile. Dumnezeu se îngrijește de toți copiii Lui și Domnul Iisus are grijă de toți ucenicii Lui. Și când ne trimite să facem ceva, are grijă să ne și dea lucrurile de care avem nevoie ca să împlinim misiunea pe care ne-a încredințat-o. N-am ajuns niciodată așa să dau cuiva, la un copil ultima bucată de pâine, dar cred că am fost mai îngrijorat decât fratele ăla. În viața mea, la viața mea, sunt un om care sunt înclinat spre îngrijorare. Dumneavoastră sunteți? Ne îngrijorăm, așa-i? Că nu vă judec pe dumneavoastră, că eu sunt un om care sunt pornit la asta. Dar totuși ar trebui să ne întrebăm, decât îngrijorați, n-ar trebui să fim mai mult încrezători. Cum o fi? Mă gândesc, am așa o imaginație, mă gândesc, cum o fi fost când oră după oră și-a trecut miezul nopții și se lumina de ziua și n-au prins nimica, ce s-or fi gândit? Cum de nu și-au luat de mâncare de acasă? Ce s-or fi gândit? Murim de foame. Ce se întâmplă cu noi? I-a lăsat Domnul Iisus să ajungă acolo ca să rearate că El are grijă de ei. Asta este lecția aceasta în prima parte a arătării de la Marea Tiberiadei. Primul lucru pe care Domnul Iisus a vrut să-l stabilească a fost acesta: eu am grijă de voi. Eu vă trimit să cuceriți lumea, da, și să fiți pescari de oameni, dar eu vă umplu mrejele. Nu în puterea voastră mergeți. Eu am putere să umplu mrejele voastre cu pește și am putere să umplu mrejele Duhului cu oameni.
De ce merge cineva așa într-un loc străin și periculos ca să facă lucrarea încredințată de Domnul? În ce putere? Cu ce curaj? Pe ce bază? Pe baza faptului că Domnul Iisus a zis și eu sunt cu voi. Și a fost și este. Slavă Domnului. Slavă Domnului. Și atunci, răspunsul pe care Domnul Iisus îl așteaptă, l-a așteptat de la ei și l-a așteaptă de la noi, este ca și noi să slujim Domnului Iisus. Domnul Iisus ne slujește nouă și noi suntem chemați să slujim Domnului Iisus. Chemarea la slujire nu le-a adresat-o tuturor, ci o vedem în episodul în care Domnul Iisus îl întreabă pe Petru: Petre, mă iubești? De trei ori, și de trei ori Petru îi zice: te iubesc, Doamne. Și de fiecare dată Domnul Iisus îi spune ce să facă: să pască miei și oițele și oile și să facă lucrarea pe care i-a încredințat-o Domnul. În cazul acesta, Petru este reprezentativ pentru fiecare dintre noi, pentru toți ucenicii, pentru aceia și pentru aceștia și pentru toți din toate veacurile. Nu numai lui Petru i-a încredințat Domnul Iisus o lucrare, dar pentru că lui Petru i s-a adresat în episodul acesta, înțelegem ceva, că lucrarea este la fel ca mântuirea. Chemarea la lucrare e la fel ca și chemarea la mântuire. Domnul Iisus nu ne cheamă în mod general un grup la mântuire. Poporul român sau biserica baptistă sau ce știu eu care, ci pe fiecare individual, așa e? Și așa cum ne cheamă pe fiecare individual la mântuire, tot așa pe fiecare individual ne cheamă și la lucrare și ne încredințează o lucrare specifică fiecăruia dintre noi. Numai lui Petru i-a încredințat lucrarea pe care i-a încredințat-o lui. Și cred că episodul acesta este foarte important. Știți de ce? Pentru că toți ne gândim la marea trimitere, așa e? Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i și învățându-i. Dar parte din lucrarea Domnului Iisus este nu doar adăugarea de oameni, de suflete la împărăție, ci și păstorirea sufletelor acestora. Misiunea de a păstori turma Domnului Iisus este și ea la fel de importantă ca și lucrarea de evangelizare. Și încă un lucru care mi se pare esențial în interacțiunea aceasta dintre Domnul Iisus și Petru. Știți că Domnul Iisus nu l-a întrebat: mă, da, știi să, că văd că ești pescar, știi să păstorești? Și nimic nu l-a întrebat, decât o singură întrebare: mă iubești? Înțeleg din lucrul acesta, din interacțiunea aceasta, că Domnul Iisus ne dă și porunca și lucrarea și competența care vine de la Duhul Sfânt. Nu l-a întrebat Petru dacă știe, dacă poate, pentru că nu cred că știa. Și Domnul Iisus cred că știa că nu știe. Competența aceasta vine de la Duhul Sfânt, nu de la Petru, nici de la mine, nici de la fratele, de la nimeni, decât de la Duhul Sfânt. Întrebarea era aceasta: mă iubești? Pentru că singura motivație valabilă, validă, înaintea Domnului Iisus este dragostea. Aceasta este singura motivație care face lucrarea noastră acceptată înaintea Domnului, dacă o facem din dragoste pentru Domnul. Sunt multe motive pentru care oamenii pot să facă o lucrare în biserică. Și Apostolul Pavel zice: unii așa de perversi sunt că se prefac că vestesc Evanghelia ca să mai adauge un lanț la greutățile mele. Și asta e o motivație, nu? Las că-i arăt eu. Și ca să-i arăt, vestesc Evanghelia.
Singura motivație pe care Domnul Iisus o dorește, singura motivație validă înaintea Domnului Iisus este dragostea pentru El. Știți cum se încheie cel mai iubit dintre pământeni? Ați citit cel mai iubit dintre pământeni? Nu știu să citesc citatul acela pe de rost, dar concluzia unui om străin de Dumnezeu a fost aceasta. Un om străin de Dumnezeu. Se spune că Marin Predar a fost și bețiv, așa-i? A ajuns însă la o concluzie pe care o putem cunoaște din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă dragoste nu este, nimic nu este. Nimic nu este. Așa-i? Nu-i nicio lucrare. Poate să fie o lucrare în ochii oamenilor, dar înaintea lui Dumnezeu e zero. Și acum, e un moment potrivit pentru fiecare dintre noi să ne gândim care este lucrarea pe care ne-a încredințat-o nouă, Domnul, personal, mie personal, dumneavoastră personal, fiecare în dreptul Lui. A doua întrebare este, dacă facem lucrarea pe care ne-a încredințat-o Domnul, în puterea Duhului Sfânt. Și a treia este, de ce facem ce facem? Ce motivează lucrarea noastră? Ce motivează lucrarea pe care o facem? Unii suntem mai activi decât alții. Eu mă bucur pentru oricine care este activ. Dar Domnul Iisus cunoaște motivația fiecăruia dintre noi și noi ne cunoaștem motivația fiecare personal. Nu vă pot judeca pentru că inima o cunoaște Dumnezeu, eu nu văd decât, așa cum ne vedem unii pe alții, exteriorul. Dar este un timp potrivit acesta să ne gândim. Domnul Iisus îmi slujește mie și mă cheamă să slujesc din dragoste. Domnul să ne ajute să ne încredem în Domnul. El este Cel care se îngrijește de toate nevoile noastre, de nevoia noastră de hrană și de succesul lucrării la care ne-a chemat. Dacă suntem gata să-L slujim, să ne încredem în Domnul Iisus și să-L slujim din dragoste. Amin.